Bună ziua, dragi prieteni! Suntem adunați aici într-o formulă unică, specială. Toți cei prezenți au legătură cu diaspora. Sunt români care au fost plecați, care s-au întors. Sunt români care întrețin legături cu cei din diaspora prin lanțuri culturale. Avem un spaniol care este îndrăgostit de România și care vrea să ne vorbească despre România din perspectiva unui spaniol. Avem un reprezentant al mediului asociativ din Spania. Avem pe domnul maestru Gheorghe Turda, care a încântat și încântă românii din diaspora și ne-am adunat să ne exprimăm părerile și ideile. O să încep cu domnul Dumitru Fornea, care a fost în Spania și care acum este în România, să ne spună două gânduri. Bună ziua tuturor și salut această adunare europeană, putem spune, români din întreaga Europa, care au venit astăzi să întâlnească. Maestru Tudor Gheorghe nu are nevoie de prezentare. Pardon, Gheorghe. Dai miroval. Gheorghe Tudor nu are nevoie de prezentare. Maestru Manega nu are nevoie de prezentare. Domnul Calderon de asemenea. Gianni Florescu, care are această inițiativă în Spania de a consolida o fundație, o organizație, o asociație a românilor din Spania, vorbind de Tierra Tracia, care deja este activă atât în Andaluzia cât și în regiunea Comunității de Madrid, maestru Hodor, actor din România, și ceilalți colegi prezenți, Institutul Cultural, într-o formă sau alta, prezent aici cu noi. Noi, de la partea sindicală, eu ca și lucrător, Sin Papeles în Spania, în perioada 2002-2003, și care datorez acestei țări o anumită formare, cel puțin pe ceea ce înseamnă lumea ispanică și o înțelegere a acestor civilizații, mă simt onorat să fiu aici cu dumneavoastră. O avem și pe Andra Forne, este vara mea, dar ea este implicată în Asociația Mândru să fiu român și este una dintre persoanele care împreună cu fratele ei, Radu Fornea, s-au implicat în această problemă a valorilor culturale, tot ce înseamnă tezaurul etnic, muzical din România. Ce pot să vă spun? Domnul Calderon a avut ocazia în această perioadă să ne cunoască un pic mai bine, să vadă din perspectiva unui spaniol ce simt românii din România atunci când pleacă în Spania și ce au lăsat aici în România, ce avem de apărat, care sunt valorile noastre comune, pentru că avem această alianță strategică cu Spania și cu Italia, sunt țări în care sunt milioane de români și cred că și politicienii din România vor trebui să înțeleagă că vor trebui organizate evenimente culturale în care artiștii noștri celebri, faimoși, să fie prezenți acolo, inclusiv domnul Tudor Gheorghe. Mă scuzați, maestre, pentru că întotdeauna cred că acesta a fost... Mirul albul îl primesc, de fapt. Vă propun ca domnul maestru Turda să ne explice un pic cum vede dumnealui problema aceasta a românilor din Spania și cum putem să-i ținem legați de tradițiile folclorice, culturale, de rădăcinile acestei țări. Să continuăm, deci, cu maestru Gheorghe Turda, care ne-a vizitat în Spania de multe ori și nu numai pe românii din Spania, a fost și în Italia, a fost și în Anglia, dacă nu mă înșel, a fost peste tot și a întreținut 42 de țări văzute până acum și sper să mai văd. Deci toată Europa nu mai vorbesc, America de 24 de ori în America. Sunt singurul român care am trecut Oceanul Atlantic de atâtea ori. Singur român. În 1975 cu Ceaușescu și în America și în Mexic. Și am povești interminabile. Asta vreau. Florin Pierzic e mic copil pe lângă. Deci asta vreau. Un numitor comun al românilor care au plecat din România, care sunt trăitori în afară. Și după aceea povești interesante, dacă aveți. Foarte multe. Povestind de la vizite oficiale cu președinții de atunci ai României, pentru că noi eram aleși. Nu orice artist putea să facă parte din delegațiile prezidențiale. Țin minte, 75 în Mexic. Într-o vineri eram de serviciu la poartă. Imaginați-vă, George, știi ce înseamnă într-un ansamblu, cum era Rapsodia sau Teatru Tănase? Ne
puneam de serviciu la poartă să păzim teatru Rapsodia sau teatru la care funcționează George. Era atunci perioada de 1 mai. Și atunci și prin rotație și artiștii păzeam clădirea teatrului. Cine s-o fure în vremea aceea? N-avem cine să o atace sau așa ceva. Și eram la o întâlnire cu o frumoasă studente de la conservator, parcă ața mă trăgea să vin urgent să preiau serviciu la poartă. Și când ajung la Rapsodia pe Blănari, tu știi, George, bine, la vedată îmi spune portăreasa, domnul Ghiță, urgent la director, de ce? Păi plecați în Mexic în noaptea asta. Cum? Și așa s-a fost. A doua zi chiar am plecat în Mexic cu Ceaușescu, în viza lui oficială, prezidențială, numai că el a întârziat vreo două săptămâni în urma noastră, pentru că noi artiștii am plecat cu Rapsodia Română, cu Budișteanu, cu orchestra și soliștii din vremea aceea. Și el a mai rămas vreo două săptămâni în România, pentru că atunci s-a întâmplat un necaz mare pentru români din Ardeal. Au fost inundațiile din satul mare, Oradea, Arad, până Valea Mureșului, peste tot inundațiile din 77. 76, pardon. Fiind patriot, el n-a vrut să plece imediat, a întârziat vizita în Mexic și atunci pe scurt am să vă spun ce s-a întâmplat în următoarea intervenție. Bun, și studenta? O altă întâlnire, și vreau să trebuie să vă spun, legat de Spania, că face o legătură, firească, între... În 1970 eram student la Cluj, la Belcanto, la conservator. Și am plecat cu un ansamblu din Maramureș, tocmai în Pirinei, în nordul Spaniei, la un festival, se numea localitatea Jaca, se scrie Jaca. Jaca, acolo, ce frumos a fost, cea mai frumoasă amintire. Cred că la spanioloice, le plăceau blonzi. Blond cu ochii albaștri, părul creț și s-a îndrăgostit de Gheorghe Turda. I-am făcut un pic curte pe acolo cât ne-a permis timpul, dar n-am să o uit niciodată, doamne frumoasă era. Înaltă frumoasă era cât trebuie să mă însoc pe acolo. Sarabaștilor, nu? Da, sarabaștilor, da, da. Și acolo am luat primul întâi. Le-am cântat și un cântec spaniol, după care l-am învățat mai corect, după aceea, de fapt, nu e cântec spaniol, e cântec mexican, Cerito Lindo. Și am să vă cânt puțin mai târziu. Da, vă mulțumim. Deci e cântec spaniol, e cântec mexican. Mexican. Vi-l cânt mai târziu. Vă mulțumim. Și pentru că prezentările se țin la anț și domnul maestru Gheorghe Turda l-a amintit pe George Ioan Hodor, care lucrează la Teatru Tănase, Constantin Tănase. Haideți să ne spuneți ce legătură am dumneavoastră cu românii din diaspora, cu românii din România, întorși din diaspora, pentru că acum avem și această figură. Da. Și cum îi încântați dumneavoastră cu poeziile, creațiile? Eu cred că mai degrabă am întâlnit bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru invitație. Eu cred că mai degrabă am legătură cu pământul românesc. Și nu neapărat cu românii din diaspora sau românii întorși. Cred că asta ar fi bine să avem cu toții. Frumos, să nu uităm unde plecăm, să nu uităm să ducem mai departe, dacă tot plecăm în lumea asta din diferite motive, să ducem datinile mai departe, să ducem numele neamului românesc mai departe. Ce legătură am eu cu diaspora sau cu românii plecați de acolo, întorși în țară, căzum. Și asta a spus tot. Frumos. Frumos, da, da. Foarte frumos. Și pentru că ați vorbit de relații și de legături, haideți că avem aici pe Andra Fornea să ne spună prin emisiunile pe care le face românii pentru români. Exact, artiști în diaspora. Artiști în diaspora și Asociația Mândru că ești român. Exact. Dezvăluiți-ne ce anume faceți dumneavoastră și dacă sunt episoade interesante. Tocmai asta vrem să promovăm. Vrem să promovăm românilor din diaspora, artiștii noștri mari, care să îi îndrume, să le arate că încă există cultură, încă există valori și ei, ducându-se în alte țări, nu au pierdut contactul cu țara. Practic, noi le arătăm o cale accesibilă pentru ei, în care să-și cunoască, să-și apropie din nou personalități cum e domnul Gheorghe Turda,
cum este domnul Dan Puric, cum sunt, cum este domnul Ion Haiduc și multe, multe alte personalități, Paula Selling, care să le arate și să le vorbească despre tradiții, despre românism. A fi român acum a ajuns cumva să-ți fie rușine. Nu, nu e o rușine. Avem personalități extraordinare, avem oameni deosebiți care poate să le arate lucrurile astea. Și emisiunea Artiștii în Diaspora asta face împreună cu asociația lui Gianni. Asta facem, promovăm tradițiile și românismul, în special în Spania, dar și în toate celelalte zone unde trăiesc și muncesc românii. Și e important ca ei să se apropie din nou alături de țara în care s-au născut, în care au crescut, în care și-au dezvoltat valorile. Sigur, să nu se întâmple această fractură, pentru că odată ajuns acolo, normal că preiei exact. În cultura țării respective. Exact. Recent întors din Spania, într-o vizită, avem aici pe maestru Miron Manega, care nu are nevoie de nicio prezentare. Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, coordonator de emisiuni, TV, radio. Haideți să ne spuneți. Și spravnic de concept. Și spravnic. Care se numește certitudine. Deci ce legătură am eu cu diaspora, cu Spania? Că suntem într-un context precis aici. Îl cunosc pe Gianni Florescu de pe vremea când era oltean la propriu și la figurat, adică era în țară. L-am sprijinit cât am putut, atât în calitate de jurnalist independent, dar și în calitate de vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști în România, pentru toate proiectele lui. Având nebunia de a implanta în Spania o Oltenie originală, prin Asociațion Sociocultural Romanați. A dus romanații acolo, a adus și o piatră de hotar pentru orice eventualitate și a deschis centru cultural la Tierra Tracia. Deci a încercat să adună până la urmă toată Tracia acolo. Primii care au venit nu au fost români, au fost greci, turci, bulgari, nu știu ce. Dar până la urmă, pentru că suntem un popor care știe să emite, au venit și românii acolo, românii mai suspicioși. Acțiunea lui pe bandă rulantă, pe care sunt fără precedent, din câte știu, fără, așa cu mâinile goale, fără finanțare, fără ajutor financiar de la nimeni, cu ce s-a descurcat pe acolo, niște binevoitori. Deci am rămas într-o relație strânsă, am participat la... Am fost de mai multe ori în Spania, pentru că centrul ăsta cultural are două sedii. Unul în Andalusia, la El Ejido, și unul mai nou, lângă... La Torrejón, mi se pare, lângă Madrid. Am fost de curând acolo, de curând însemnând de ziua națională, de ziua 1 decembrie, da? 1 decembrie, unde am avut ocazia să conferențiez la Universitatea Complutense din Madrid, una dintre cele mai mari universități ale lumii, la Universitatea din București nu m-a chemat nimeni. Iar acolo am vorbit despre... Nici nu o să te chemă, stai liniștit. Despre Alexandru... Busuioceanu, de exemplu, cel care a fondat Catedra de Limba și Literatură Română, acum care îi poartă numele, și care a vorbit în cărțile lui despre strămoșii geți ai regilor Spaniei, chestie pe care eu am reluat-o în conferința pe care am susținut-o, am vorbit spaniolilor și românilor de acolo despre cel mai mare tablou de la Muzeul Prado, care este un tablou cu Mihai Viteazul. E un tablou făcut prin 1830, de 1630, de un pictor silezian, Bartolomeu Strobel, se numește, deci la 29 de ani după moartea lui Mihai Viteazu, Mihai Viteazu era încă viu în conștiința europeană. Tabloul se numește Banchetul lui Irod. Irod este Mihai Viteazul, iar celelalte personaje, tablou imens, are 9 metri 80, mi se pare, pe 2 metri jumate. Celelalte personaje sunt liderii politici și militari ai Europei de la vremea lui Mihai Viteazul. Și am mai vorbit acolo, printre altele, pornind de la lăută, de la un instrument care a migrat din Spania după ce a fost adus de arabi, acolo s-a dus în toată Europa, a devenit un instrument celebru. Am vorbit despre lira tracă, un instrument care seamănă cu lăuta, dar este total diferit, lira tracă fiind cobza.
Cobza pe care eu o suspectez că ar fi instrumentul la care cânta Orfeu. Pentru că îi spuneau romanii, în secolul înainte de Hristos, îi spuneau trace citara, lira trac. Și am făcut eu niște cercetări, niște investigații și am ajuns la concluzia că este posibil să fie instrumentul la care cânta Orfeu. Fiind un instrument primitiv, sălbatic, cu un instrument ritmic și armonic, cu coarde pleznite, nu ca lăuta, care e instrument melodic, cu taste, cu cobza n-are taste. În sfârșit, despre asta am vorbit și am găsit deci și conexiunea culturală dintre civilizația, cultura civilizației Spaniei și cea românească. Ca să nu mai vorbim de limbă. Limba română, pe care seamănă cu limba spaniolă, portugheză, așa, nu cred, eu personal nu cred că aceste limbi romanice se trag din limba latină, fie și din simplul motiv că toate aceste limbi care se numesc romanice au articol. Limba latină nu are articol. Ba, limba română, ca și limba etruscă, are articol și enclitic și proclitic. Ar trebui cercetat aici mai mult. Eu cred că sunt limbi surori, care vin dintr-un trunchi comun. Despre asta am vorbit în Spania și cu drag mai duce și a doua oară și a treia oară, pentru că aș avea ce să fac împreună cu acest oltean nebun, zic eu, în sensul frumos al cuvântului, în sensul în care nebunia asta mă caracterizează și pe mine. Cred că deocamdată e suficient despre legătura mea cu diaspora, pentru că mai cred un lucru, printre altele. 6 milioane de români sunt plecați în Europa. Asistăm, volenstrone, de la un proces ciudat, pentru că ei s-au dus într-o Europa în care creștinismul moare. Putem asista la un fenomen interesant, recreștinarea ortodoxă a României. Pentru că românii pe unde se duc, își fac și o parohie, vine și un popă, oamenii se întâlnesc, catolicii le-au pus biserici la dispoziție, biserici eliberate de credincioși. În sfârșit, deci e posibil să asistăm la un fenomen interesant, recreștinarea ortodoxă a României. O să urmăresc să văd ce se întâmplă acolo, nu știu dacă se confirmă sau se infirmă. În Spania, vreau să mai spun asta, am întâlnit o gazdă extraordinară, un mare om de cultură, critic de artă, colecționar de artă, scriitor, jurnalist, domnul Antonio Calderón de Jesus, care, cum să zic, ne-a ajutat enorm acolo. Am ajuns, cum să zic, am putut să vizităm mai multe locuri și mai rapid, e foarte cunoscut acolo, am fost la Prado, am reușit să intrăm mai repede, vreau să spun că sunt niște cozi imense la Muzeul Prado. Nu mai vorbesc de tot ce a făcut pentru noi, cât ne-a făcut cadou și câte o pălărie, așa că pentru că ploua torențial în perioada asta. Deci există și alte altfel de conexiuni. Despre ce a făcut domnul Antonio Calderón de Jesus pentru cultura română, o să vedeți când o să vorbească domnia sa. Este implicat enorm în cultura și civilizația românească și știe românește, nu poate să vorbească, dar știe foarte mult, știe despre România mai mult, mai mult decât foarte mulți dintre români. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, confirm din cele spuse de maestru în secunda următoare, în sensul bun al cuvântului. Cu recreștinarea Europei sunt total de acord, că eu am trecut fenomenul acesta. Cântând în Anglia, în toată Franța, în Spania, peste tot, sunt multe spații în bisericile lor catolice, închiriate de bisericile ortodoxe din România. Din România, numai din toată Europa. Și țin minte că ambasadorul de Angliei ne-a primit cu tot așa 1 decembrie, cu niște ani în urmă, cu ocazia asta, domnul Jinga, îl salut, și atunci am reușit să împac preotul cu fulene, așa le chema, care era preotul ortodox din Anglia, avea un iconostas ortodox într-o biserică a Anglii, catolică. Da. Și e anglicană, da, bine a spus, așa, și ei erau puțin certați. Și n-are relevanța cu o să vă spun din ce cauză. Tot din cauza unor dispute din astea
așa, de credință sau de origine. Doctrinare. Da, doar. Și atât de frumos le-am vorbit după ce le-am și colindat, i-am colindat, le-am cântat câte cele mele patrioticele noastre ale neamului românesc. Și atunci și-au dat mâna în altar și s-au recunoscut că au și greșit dintre ei și s-au cerut iertare. Ei, asta da. De ce se România? Urgenție de asta, de ce nu? De ce nu? Vă felicit, maestru. Și pentru că Miron Manega a amintit două nume, două nume importante care au venit din Spania, trebuie să îi dau cuvântul acum domnului Gian Mircea Florescu, care este președintele Asociației Culturale Roma Nații și directorul, să zic așa, Centrului Cultural Viera Trasia. Organizează foarte multe activități acolo, a implicat, a coagulat foarte mulți români. Și haideți să ne spună cu ce greutăți se confruntă, dacă sunt greutăți sau dacă e totul atât, drumul atât de bătătorit și de plin de trandafiri, încât să ne spună ce se întâmplă pe acolo. Bună ziua tuturor! Da, vorbim și de greutăți, dar vorbim și de drumuri frumoase și merită tot acest efort pe care îl face acolo în Spania. Asociația noastră am fondat în urmă cu 5 ani de zile, Asociația Socioculturală Romanați. Nu întâmplător am pus acest nume, Romanați, este vorba de fostul județ abuziv desfințat, județul Romanați. Eu de loc de naștere sunt din Caracal, iar Caracal era capitala acestui județ. Este interesantă etimologia cuvântului Romanați, vine de undeva din latină, Romanatis, născut la Roma. Roman natus, născut la Roma, dar totuși interpretarea este cu totul alta, am o altă interpretare a mea personală. Nu cred că se refereau la faptul că erau născuți la Roma. Era vorba de faptul că era născut roman. Ori roman însemna un cetățean liber. Romani erau și egiptenii, erau și hispanicii, și galii, și evreii, toți erau romani. Roman era cetățean. Nu toți. Puteau fi. Erau evrei, indiferent de... Bun. Vine Constituția Antoniană și în 222 și dacii și strămoșii noștri sunt și ei asimilați ca fiind cetățeni romani. Roman era cetățean liber cu dreptul de a-și purta arma în frontarele țării și nu erau barbari. Nu erau din cealaltă parte. În fine, m-am dus poate prea departe. Vă spuneam că în urmă cu 5 ani am înființat această organizație. Am demarat un proiect la început de comunitate locală în orașul Elegido Almeria din Andalusia. Proiectul se intitula, să zicem simplu, Citește Românește, Gândește Românește, Trăiește și Simte Românește. Și nu întâmplător am demarat acest proiect. Dorința noastră era de a menține identitatea culturală românească, de a păstra tradițiile, de a vorbi corect în limba română. Se tot pune la ora actuală problema că a apărut încă o limbă în Spania, se cheamă rumaniol. Este un amestec de română și spaniolă. Cred că avem datoria să menținem totuși limba română în forma ei și să o dezvoltăm. Sunt câteva probleme mari în privința educației copiilor. Deja a apărut o generație care este născută în Spania sau o generație care e născută în diaspora și aș vrea să evităm, este acea vorbă biblică, părinții au mâncat mătrăgună și copiilor li s-au stepezit din zi. Agurită, da. Mătrăgună, că de la mătrăgună se întâmplă altceva. Se stepezesc dinții și atunci am încercat să dezvoltăm și credem noi că în 4-5 ani de zile am reușit să facem lucruri foarte bune, în sensul că am dezvoltat acest centru cultural la Tierra Tracia în Andalusia și încă un alt centru la sfârșitul anului trecut în Torrejón de Ardoz, în Comunitatea Madrid. Suntem deschiși, nu întâmplător am spus la Tierra Tracia și cum și Miron Manega a subliniat, suntem deschiși ca în această la Tierra Tracia să participe și bulgarii, și ucrainienii, și sârbii, fiindcă sunt foarte multe naționalități în Spania. Dar se conducă românii. Da, dar se conducă românii.
Oltenii, ca să fim mai precis. Da, Oltenia a dat un număr foarte mare de, de conducători. Nu mai intru în amănunte. Tot în acest, în acest sens am dezvoltat de în urmă cu 2 ani acest ziar în limba română, se cheamă Români în Andaluzia. De fapt este, dacă la început proiectul l-am dezvoltat ca o inițiativă locală, în următorii ani această inițiativă noastră locală s-a transformat în una regională. Și de atunci a apărut și acest ziar, Români în Andaluzia. Este un ziar care este scris în limba română, dar avem și articole în spaniolă, articole de interes. Și vreau să vă spun că în Spania sunt doar 2 ziare în limba română care apar în format tipărit. Spre bucuria mea, reușim să scoatem acest ziar de aproape 2 ani de zile și fiecare lună care trece, este un ziarul apare lunar, are 24 de pagini, dar fiecare lună care trece îmi dă bucuria și satisfacția că este ca și cum ar fi o rezistență. Faptul că reușim să ținem acest ziar, țin să... A spus la început mai devreme Miron, în urmă cu 5 ani am pornit cu mâinile goale. Dar la un moment dat inițiativele noastre și lucrurile pe care le-am făcut au fost apreciate și de instituțiile României și chiar ziarul este susținut financiar printr-un proiect al Departamentului Românilor de Pretutindeni. Ceea ce este un lucru bun. Bucuria mea este că reușim să scoatem acest ziar. El, și în casetă de redacție, o parte din cei care sunt prezenți aici scriu frecvent în acest ziar, inclusiv și Miron, și Andra, și... Ionuțene, da, avem Calderon, pe care, da, și domnul Calderon, alături de mine este și colegul meu, scriitorul Cristian Ghica, și el publică în acest ziar. Și mai mult decât atât, Cristian Ghica este unul din cei care, cu care am conceput această publicație. Lui aparține toată această formulă, cum se cheamă? Formulă grafică. Și îi mulțumesc pe această cale, fiindcă sloganul ziarului, sloganul publicației este România Andaluzia, da? Frază de grai, frază de trai. Lui aparține acest... slogan. Să zicem acest slogan. E și Lontan, ca să știi. Tot în Caracal, ca să știi. Da. Anul trecut am reușit, și o parte din cei prezenți aici au fost prezenți, am reușit să fim coorganizatori la primul târg de carte românească organizat în diaspora. A fost organizat în Getafe, aproape de Madrid. Și spuneam că o parte din cei prezenți aici au fost și au expus la acel târg și Adrian Suciu și Cristian Ghica și Miron Manega, chiar dacă nu a fost prezent, a fost prezent prin... O să vă fac un favor. Vă rog. În viitorul număr al ziarului vă voi dărui un articol despre originea jocului muntenesc românesc Calabreaza. Oh, ce frumos! E unicat, da. Descoperit de Gheorghe Turta și nu întâmplător am ajuns chiar la Roma, la Vatican, chiar acolo, printr-o relație mai apropiată cu un prelat de acolo, m-a dus la arhive și am descoperit de unde se trage jocul Calabreaza din toată Oltenia de Nord, partea subcarpatică a României, până în curbura Vrancei, unde se joacă, numai acolo se joacă Calabreaza. Bravo. O să vă las de aia. Nu mi-e dat și mie că... Exact politica. Vă întreb ceva. Când o să treceți prin ziar, este exact politica redacțională a noastră. Articolul pe care îl vreau să... Îl trimit. Face parte, la fel și pentru certitudine. Și o să rămâneți foarte surprinși. Nu vă desfăimea acum nici un pic din conținut, pentru că e foarte interesant. Eu l-am descoperit. Bun, atunci ne bazăm în luna februarie. Sigur. O să avem și acest material al maestrului. Deci nu mă forțat că e pe 5 martie, e ziua mea. E ziua mea și îmi pregătesc foarte de aproape, să zic așa, cu e un lucru foarte interesant. Gheorghe Tuda 75 și va fi un concert la Sala Radio pe data de 5 martie la ora 5. Dar eu vă doresc să vă dau un detaliu aici.
Depinde care dintre noi apare primul, pentru că dacă apare primul, dacă scrie... Eu mi-am primit la amândoi. Preluat din certitudine. Ce bine că ne-am întâlnit aici, că uitați să fac și schimb și să face și schimb de articole și de idei. Se mărește și caseta redacțională. Exact, caseta redacțională, pentru că asta am citit acum. Stimată doamnă, vă rog, ziceți. Da, că nu vreau să rămân dator la maestru. Că i-ați atras atenția, că de vreme să nu spunem, să nu vorbim prostii. Eu nu vorbim, dar pun o întrebare. Maestre, am invocat și evrei și sârbi și mai departe. Știi ce înseamnă evrei asta? Asta nu. Asta trebuie. Știam. Nu, că dacă nu știți, nu, vă spun eu. Un evreu mor, că dacă evreu face așa. Face așa. Un evreu mor, că dacă evreu face așa. Da. Asta avem voie, nu? Da, bineînțeles. Asta e prima. Aș spune și eu mai multe, dar mă Și pentru că Gianni l-a amintit pe Cristi Ghica, lăsăm la sfârșit pe Calderon, pe Antonio Calderon, cel care a avut ideea acestei leme, frații de grai, frații de trai. Haideți să-l ascultăm și pe Cristi Ghica, poet, scriitor, nu? Cristi Ghica, ce legătură ai tu cu Spania, cu românii din Spania, cu diaspora în general? Bună ziua! În afară de faptul că scriu la acest ziar, colaborez destul de frecvent și sprijin cu alte inițiative sau cu alte solicitări, cum ar fi trimiterea de cărți pentru biblioteca pe care are Centrul Cultural Atelier Tracia, care se dezvoltă foarte bine, surprinzător. Sunt foarte multe volume și foarte mulți autori contemporani acolo, în această bibliotecă. Am fost invitat la Târgul de Carte din Spania, anul trecut la prima ediție care s-a ținut la Getafe. Unul dintre organizatori a fost și Centrul Cultural Atelier Tracia. Dar ce vreau să spun despre acest târg de carte român-spaniol este că acolo am fost atât de mulți români îmbrăcați în ie și atât de mulți români cu privirea curată, deschisă, ne îmbrățișam ca și când ne-am fi cunoscut întotdeauna. Parcă nu mai fusem de câțiva ani. Nu-i cunoșteam pe niciunul. Stăteam la masă și vorbeam și ne bucuram. Ceea ce în România nu vrea să mai întâmplă la un eveniment dintre acestea, ori folcloric, ori cu teme tradiționale. Acolo toți românii erau altfel. Și am cunoscut acolo poeți români din Spania, prozatori români din Spania, dar și pictori români de acolo, dar și oameni cu asociații care voiau pur și simplu doar să sprijine această inițiativă. Aș merge și mai departe, că nu au fost numai din Spania, au venit și din Irlanda, din Turcia au venit, din Turcia, din Belgia, au fost... Iordania. Nu mai rețin de unde erau toți. Ideea este că era o atmosferă de sărbătoare continuă. Ideea a fost să facem un târg de carte românească în Spania, raportându-ne la scriitorii români și la scriitori români care trăiesc în Spania, dar în realitate a fost un târg de carte românească al diasporei. Asta să spun așa, având în vedere participarea foarte, foarte bună a celor care erau și din afara Spaniei, nu din România. Bine, pe lângă bucuria asta vreau să spun și că organizatorii erau foarte stresați. Se a desfășurat pe două, la parter erau cărțile, la etaj erau expozițiile artiștilor plastici. Este un eveniment la care aș merge întotdeauna pentru emoția și bucuria pe care am trăit-o acolo. Și bineînțeles că o să sprijin în continuare inițiativele românilor din Spania prin Centrul Cultural Atelier Tracia. Mulțumesc! Da. Cine v-a sprijinit? Cine v-a sprijinit, Gianni, în această intervenție a voastră pentru a organiza târgul Spania? Nu. Chiar a fost un târg organizat de societatea civilă organizată, cum spune un prieten. Nu ne-a sprijinit nimeni. A fost o inițiativă în care Centrul Cultural Atelier Tracia, împreună cu Casa Română de Cultură, Getafe, și-a beneficiat de ajutorul Casei Regional de Castilia la Mancea, care ne-a pus la dispoziție un spațiu generos. Fiindcă în afară de clădirea în sine, în sala de spectacole s-a desfășurat târgul, am avut și o expoziție colectivă de pictură și alte plastice, dar și un spațiu generos
în afara clădirii, în care au fost, da, și o scenă, au fost prezente organizații ale, asociații ale, ale românilor din Spania, în corturi. Și atunci am zis noi că este, cred că toți au sprijinit, să știți. Și Adrian Suciu că a venit, și Cristian Ghica că a venit, și doamna Elena Mantu că a venit din Turcia, și doamna Mariana Ionescu că a venit din Italia. A fost un efort, un efort colectiv. Adică, exact cum colegul meu spunea mai devreme, a fost așa, că o sărbătoare. Lucrurile, am fost stresați, adevărat, fiindcă trebuia să ne iasă bine, dar lucrurile au mers, au mers din inerție. În rest, nu am avut un sfârșit. Da, minunat, sigur. Și nu aș vrea să uit de domnul Calderon, care m-a sprijinit. Da? Mi-aduc aminte că la un moment dat, exact în ultima zi, cu o zi înainte de târg, noi nu aveam corturi pentru carpele acelea, pentru expoziție, pentru asociații. Aici am avut și oarecare scăpări. E, mulțumită domnului Calderon, am avut și corturi afară. Da. Rolul lui Calderon este altul aici, dar vreau să leg într-un fel, dacă puteam. Rolul lui Calderon, pentru că vine pentru a câta oară Calderon? Cât aveți stați aici în România? Bueno, difícil de catalogar. No, llevo 32 años, 32 o 34 años viniendo. Ah, okay. Al menos una vez al año. Deci Calderon, deci de 32 de ani vine în România și acum este probabil la 32-a oară sau a 33-a oară când vine în România. Este o onoare să-l avem aici. Calderon este foarte apropiat de români, e foarte apropiat de cultura română, el face parte din Asociația Internațională a Criticilor de Artă, înțelege foarte bine procesul de creație, își dă seama că românii sunt foarte creativi, că e nevoie de această, de acest zvâc de creație pe care românii l-au ca să, într-adevăr, recreștinăm și să readucem creativitatea, probabil, în Europa Occidentală. Haideți să-l ascultăm pe Calderon. Vamos a escuchar ahora a Calderon. Calderon, ¿qué quieres decirnos? Bueno, lo que quiero decir, no sé si nos daría este programa, porque la idea de hablar de Rumanía... Are multe de spus, nu știm dacă acest program, în acest program încap toate ideile dumnealui. Y todo lo que representa Rumanía en el contexto cultural y social dentro de esta Europa nos viene a llevar a la necesidad evidente de entender que la cultura rumana, en principio, y otros factores sociales rumanos, tienen que conseguir el espacio que le corresponde dentro de Europa. România trebuie să-și câștige locul ei în spațiul european pentru că are resurse. Y yo me limito a aportar mi granito de arena. Și dumnealui își aduce acel grăunte de nisip de care e nevoie. El factor cultural, que es una de las piezas elementales para que un reconocimiento, un país sin cultura no es nada. O țară fără cultură nu este nimic. Y Rumanía tiene mucho que decir en el panorama internacional. Și România are multe de spus în panorama internațională. Porque históricamente Rumanía ha sido una pieza fundamental dentro de Europa. Din punct de vedere istoric, România a fost o piesă importantă în acest context intern, în contextul internațional. No hace falta nada más que recordar dos grandes personajes, entre ellos mucho más, como es Emin Eminescu y como es Constantin Brâncuș. Pentru asta să ne aducem aminte de două personalități, Mihai Eminescu și Constantin Brâncuș. A través de ello, la cultura rumana ha tenido el valor suficiente de poder competir, o sea, ser reconocida en el campo mundial. Prin ei, cultura română a putut să fie recunoscută în acest context mondial. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. La cultura rumana actualmente está pasando en un periodo glorioso. În prezent, cultura română trece printr-o perioadă glorioasă. La prueba evidente que la diáspora es el punto referencial, uno de los puntos referenciales claves
para la divulgación de la cultura rumana a nivel internacional. Proba pentru aceasta este diaspora, care constituie punctul de transmisie a culturii române. Con ello, cureaua de transmisie, scuze. Con ello nos viene a dar a significado importante de todo lo que históricamente ha sido la cultura romana y la vida social, política incluso en el panorama europeo, y que mirando hoy sobre el punto de vista donde nos podemos situar, creo que es fundamental que haya una conexión múltiple entre la diáspora y los trabajos culturales que se están haciendo dentro de Rumanía. Trebuie să găsim această conexiune care există între diaspora și cultura care crește aici în România. El mundo de la literatura siempre ha representado un factor importante de comunicación dentro de los espacios humanistas. Literatura, acum mergem pe segmente, literatura a fost o piesă importantă în ceea ce înseamnă cultura umanistă. Y Rumanía en eso ha jugado un papel importante. Și România a jucat un rol important. Espero que en un futuro se siga entendiendo la importancia que tiene la aportación de la diáspora en favor de la defensa de la identidad de Rumanía como país. Sper să se înțeleagă rolul pe care diaspora îl are în înțelegerea identității, nu? Identității române ca țară. En el presente vamos a vivir esos momentos tan ilírico, tan necesario, donde la propia diáspora va a interferir, bajo mi punto de vista, mucho lo que va a ser futuro de Rumanía como país. Crede că diaspora o să interfereze în ceea ce înseamnă viitorul României ca țară, sau poate să interfereze. Ahora, en el año 2023, vamos a vivir una experiencia cultural con carácter europeo a través de la ciudad Timișoara 2023. În 2023, în acest an, o să trăim, să avem o experiență interesantă în ceea ce înseamnă Timișoara, capitală europeană 2023. Espero que sus organizadores tengan en cuenta la importancia que tiene la forma de interpretar la cultura rumana con carácter de comunicación exterior. ¿Quién tiene que tener? La organización. Espero que los organizadores tengan conciencia de la importancia que tiene del desarrollo de esos eventos de medio de comunicación cara al exterior. Ah, da, organizatorii să fie conștienți de ce înseamnă Timișoara capitală europeană din punctul de vedere al comunicării cu exteriorul. Porque la cultura rumana, la cultura en general, todo lo que representa las acciones de la vida social de Rumanía, está en un momento muy importante para ser considerada algo que es imprescindible como nación, como valores importantes dentro de. Cum cultura reflectă aspectele sociale, ea poate să joace un rol important în promovarea României. În otros términos, más sociales, más de mayor profundidad social. Altfel spus, termeni sociali sau de profunzime socială. Creo que sería meritoriamente, o al menos tener en cuenta, que Rumanía en todos sus aspectos sociales tiene que modificar muchos elementos, muchos conceptos
para llegar a tener un futuro en buenas condiciones. România trebuie să modifice multe elemente sociale ca să fie recunoscută, recunoscută? Recunoscută. Da, recunoscută. El campo operativo importante que una sociedad, un país debe tener como valor de futuro es su capacidad de respuesta en el mundo del turismo. Din punct de vedere operațional, trebuie să aibă răspunsuri imediate în ceea ce privește turismul. Lo digo esto porque recientemente en España se ha celebrado Fitur, la feria internacional de turismo, donde Rumanía ha tenido una presencia activa. Zice asta pentru că în Spania s-a sărbătorit recent Fitur, care este târgul de turism, unde România a fost prezentă vizibil. Pero bajo mi punto de vista no ha sido suficiente. No, dar din punctul dumneavoastră de vedere nu a fost suficient. No está autorizándose la dinámica suficiente para que Rumanía tenga la capacidad de que el turismo a nivel europeo venga a visitar Rumanía, en cuanto que todo el valor que tiene Rumanía en ese campo operativo del turismo es muy importante, muy interesante para disfrutar de este país tan bello, tan significativ. Nu a știut să atingă toate clapele, ca să zic așa, ca să îi facă, să-i determine pe străini să vină să viziteze România, care este o țară extrem de frumoasă. Creo que hay factores que todavía, después de 32 años, donde ha habido una posibilidad de cambio estructural, tanto en los espacios sociales como políticos, no se ha hecho el esfuerzo suficiente para conseguir objetivos mínimos de garantía y de estabilidad social para los rumanos. Deși au trecut 32 de ani, nu s-au depus eforturi susținute pentru a se schimba ceva în societatea română. En ello espero que la diáspora que está teniendo ahora otros conocimientos de vida, de fórmula, sean ellos compartícipe de ayudar en cualquier campo social y operativo de Rumanía para que se vaya consiguiendo un objetivo mínimo de satisfacción tanto para los emigrantes de la diáspora como también en los residentes en Rumanía. Și cum diaspora a avut o altă viață și a cunoscut alte experiențe, ar putea fi folosită ca un coparticipant, ca un co-experiență, ca un aportat cel care aduce experiența, ca să ajute la îmbunătățirea socială de aici din țară, dar și pentru ei de acolo din diaspora. Con eso quiero decir, para finalizar, que tiene que haber un hilo conductor entre los proyectos que se desarrollen en la diáspora y los proyectos que se desarrollen interiormente, que vayan encauzados a divulgación a nivel de intercambios continuamente para tener el suficiente base de reconocimiento a nivel internacional. Și consideră că între cele două grupuri, deci între diaspora și cei din România, trebuie să existe un fir conducător pentru ca proiectele din România să fie prezentate în afară și, bineînțeles, să aducă recunoașterea mondială a României. Como punto final a esta entrevista, agradecer a todos aquellos que piensa, siente, como bien dice mi amigo Michel, el alma rumana. Creo que tenemos mucho que decir, mucho que hacer en favor de lo que significa Rumanía como país a nivel mundial. Și toți cei care au suflet de român, așa cum zice prietenul Mircea, trebuie să depună eforturi ca România să fie recunoscută la nivel mondial.
Bravo. No, bravo. Mulțumesc. Și mulțumesc. Mulțumesc. Îmi permiteți o intervenție la ceea ce a spus domnul Antonio Calderon de Iesus. Vă dați seama că a vorbit de pe poziția unui om care cunoaște foarte bine România atunci când și-a dat seama cât de anemică a fost reprezentarea României la acel târg de turism. Dar acum o să divulg ceva în privat față de mine și față de câțiva prieteni. Și-a manifestat amărăciunea că la deschiderea, la festivitățile de deschidere a Timișoarei, capitală europeană, lipsește, de exemplu, Ștefan Popa Popas. N-au găsit de cuvință organizatorii care ar fi reprezentativ pentru acest oraș. După părerea noastră, este reprezentativ, el este o vedetă culturală, e cunoscut în lume, a fost și în Cartea Recordurilor, iar la aceste cuvinte aș adăuga și o indignare personală. În cadrul acelorași festivități de deschidere a, capitalei europene Timișoara, lipsește simbolul Timișoarei, Fenix, care este și el în diaspora, este în Spania, Nicu Covaci, așa mi se pare, mie personal mi se pare inadmisibil, pentru că noi trebuie să ne prezentăm în fața lumii, în fața Europei, cu ceea ce avem reprezentativ, nu cu elemente de cultură europeană importate. Noi trebuie să facem o ofertă culturală Europei și lumii. Și exact elementele reprezentative, iată că de data asta sunt evitate. Antonio Calderon este mâhnit. Eu unul sunt indignat. Da. Cred că trebuie să vorbim, în primul rând, de a schimba mentalități. Și cred că despre asta este vorba în întâlnirea de astăzi. Să schimbăm mentalități, să nu ne mai considerăm mici, să nu ne mai considerăm neimportanți. Și asta nu putem face decât prin valorile noastre și prin valori care au suflet românesc, exact cum este domnul Calderon, care să înțeleagă tradițiile noastre, care să le promoveze și pur și simplu să... oameni din diferite domenii, că arhitectură, dirijori, artiști, actori, ei pot deveni trendsetter, ca să folosesc așa un termen englezesc, cei care pot schimba aceste mentalități. Nu, un om simplu nu le poate schimba, dar ei sunt niște valori. Și ei, fiecare în parte, pot schimba aceste mentalități. Cred că despre asta e vorba și dacă noi o să ajungem să ne schimbăm mentalitatea asta, o să influențăm și pe ceilalți să ne privească altfel. Și cred că de acolo pornește totul, de la spiritualitate și valoare. Că astea sunt primele lucruri care contează. După aia vine economia, după aia vin toate celelalte. Sigur, prin vârfurile noastre și dacă l-am aici pe maestru Gheorghe Duda, zic că vă întorc. Nu să mă ridic în picioare în fața dumneavoastră, în primul rând, că vă respect și vă apreciez. Nu se poate altfel decât să punctăm prin două exemple frumoase, un cântec spaniol cântat de mexican, că tot ginda latină este, sunt de noștri, cântec l-a cântat în 1975 în fața lui Echeverria, președintele Mexicului din vremea aceea. Și la final a cântat acest cântec de trei ori pe scenă, a patra ora, în fața președinților, la un semn din partea protocolului, au vrut cei 12 președinți să le cântăm și la un par de șampanie în fața lor. Ce emoție am avut când întrebăram mâna pe parul de șampanie, sălul de cristal, sălul sparg, sălul cadă. Și în final, Echeverria l-a întrebat pe Ceaușescu, ce mie amico Nicolae, după ce au cântat atât de frumos Seritolindo, a aprobat să mai rămână artiști, eu astea încă două săptămâni, am stat o lună în plus. Deci, și, s-a schimbat mentalitatea aici. Da, clar. Și l-a întrebat, zice, a aprobat să rămâneți? Și la care ceva și le-a răspuns, si, senior. Da, trebuie să vă reamintesc piesa, decât o strofă. De la sera, moreno, celito, lindo, veniem bajando. Un par de ojitos negros, cerito lindo de contrabando. Ay, 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 cortaino llores,
porque cantando se alegra celito lindo los corazones. Y el celular que tiene celito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, celito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra celito lindo los corazones. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Noi suntem romani, noi suntem romani, noi suntem urmași a lui Traian.